Patrula din cadrul secției 2 Poliție Locală, în timp ce se deplasa pe itinerariul de patrulare pe strada Saturn, s-a sesizată din oficiu despre faptul că un bărbat avea asupra sa două plăcuțe cu numere de înmatriculare, având anexate și suportul din plastic de fixare pe autovehicul. Persoana în cauză a fost reținută și identificată ca fiind din comuna Grindu, județul Tulcea. Fiind întrebat cu privire la proveniența celor două numere de înmatriculare, acesta a declarat că le-a găsit pe stradă și avea intenția de a le folosi la căruță ca material reflectorizant. Așa, două numere de matriculare, cu tot cu suport pe stradă. Da, cum să rup mașina la mașină? Păi, bănuiesc că v-a trebuit la ceva. Aveți căruță acasă? Căruța am, dar nu. La noi să văd căruță cu un numere de matriculare. Da? Păi și astea la ce vă trebuiau? Dar nu le-am luat, eu le-am găsit și le-am luat, mă ce-am spus ceva. Păi și pentru ce vă trebuiau? Le-am luat. Păi ce făceați cu ele? Le tăiam jumătate, puneam la căruță. Da, deci tot la căruță ajungeau. Da. Polițiștii locali au efectuat verificări în zonă și au găsit în fața blocului A8 de pe strada Saturn un autoturism marca Volkswagen de culoare neagră, căruia îi lipseau plăcuțele de înmatriculare. S-au întocmit actele procedurale, care împreună cu persoana în cauză și obiectele corp delict au fost predate la secția 2 Poliție în vederea continuării cercetărilor.